m-a pus să stau cu picioarele în sus, rezemată de pereți. <gântu -i> și ce așa, mi-a spus doctorul să stai așa o oră, ca să pot să rămâi însărcinată. Nu să picioarele. Și, nu, că el îmi povestea. <gântu -i> Fuma, îmi povestea, spunea tot felul de aventuri de ale lui, foste așa. Și uh, <gântu -i> E ai să râzi, dar după seara aia eu am rămas însărcinată. Așa s-a născut Ioana. Așa s-a născut apărut. Ioana, exact. Da, îi mulțumesc totuși. Acum, uite, da. la, la 35 de ani distanță, îi mulțumesc pentru insistență. Dacă ar fi fost tabloidele în perioada respectivă, crezi că nunta din 89 ar fi fost nunta anului în România? Eu cred că da. Eu cred că da. Atunci avea curajul să-mi spună te iubesc și știi cum îmi spunea? Îmi spunea așa cu, mult pato și zicea te iubesc tâmpito! N-am putut. N-am putut să duc atât de mult. Zic, dar până la urmă, noi de ce am divorțat? Și el a început să plângă și zice, nu știu. Îți dai seama că am în doi, doi prostănaci, doi orgolioși, doi... Salutare fiecăruia dintre voi! Ne regăsim la altceva într-o lună a iubirii. O lună cu mulți fluturași în stomac și o lună în care Sfântul Valentin, dragobetele, deja ne bat la ușă. Despre iubire vom discuta și noi astăzi, dar despre o iubire așa ca în filme, despre care presa a scris ce e drept pe larg, numai că astăzi mi-am propus să decodific Marile secrete ale acestei povești de iubire. Lucrurile practic care nu s-au spus niciodată. Această ediție este cu totul și cu totul altceva, pentru că și invitata mea de astăzi este altceva. A câștigat Marele Trofeu al Festivalului de la Mamaia în 1985, atunci când acest festival era San Remo al României și nu era doar un festival al României socialiste. Și s-a iubit un sfert de secol. Un sfert de secol cu cel mai seducător bărbat din România, până când moartea i-a și despărțit. Bine ai venit, Simona Florescu Chisean. Bine te-am găsit, Adriana Artene. Simona, tu mai crezi în iubire? Da, bineînțeles că mai cred în iubire, sigur. Și iubirea are diverse forme. iubesc viața, îmi iubesc fetele mele, pe Ioana, pe Anastasia. Urmează întrebarea roșie. Ginerile ți-l iubești? Da. <laughs> Și tu știi foarte bine. Da. Vorbim despre iubire, dar până să vorbim despre iubirea pe care ai împărțit-o cu dichi, ai împărțit o altă mare iubire cu scena, cu muzica. Îți amintești prima oară când ai urcat pe o scenă? Da. Când da. ai avut sentimentul acela că muzica ești o Muzica a fost într-adevăr prima mea iubire. Și prima oară am urcat pe scenă la 10 ani și jumătate, cu ocazia Festivalului Național Cântarea României, la faza municipală. Am avut mare emoție atunci și am obținut premiul întâi. Și de atunci, trei ani de zile la rând, am obținut premiul întâi, inclusiv faza republicană. Cu ce melodie? Aveam diverse melodii, pentru că încă nu eram lansată, și când am. Îmi plăcea foarte mult Angela Similea, era modelul meu. Dar nu era vremea <coughs> melodiilor de propagandă? Ba da, era, dar nu prea cântam din asta. În general, cântam melodii potrivite pentru vârsta mea. Uh, melodii, uh, de exemplu, aveam melodia Primăvara, Mă rog, la floarea de cireș, Greu se mai fac oamenii oamenii a lui Alexandru Mandi, uh, Cineva. Cât de valabilă tăi... este și astăzi uh, această afirmație? Greu se mai fac oamenii oameni. Și melodia e, în sine este o melodie foarte grea. O cânta Mirabela Dauer. Și, uh, în general, îmi alegeam melodii grele. Mama mă ajuta, ea era în spatele meu. M-a ajutat să-mi aleg melodiile potrivite pentru vârsta mea. Angela Similea, Mirabela Dauer, erau vedetele uh, pe care tu le priveai. Le adoram. Probabil la acea da. vârstă, ca pe un soare. Exact. Ce alte vedete? Margarita <coughs> a Cine, Cine ți-a mai fost uh, aproape de suflet? Atât, Mirabela și cu angela Simila. Pe parcurs m-am întâlnit cu mai multe vedete pentru mine. Zai mai erau extraordinare. În clipa când, în 1984, la melodie 84, eu deja obținusem în 1984 la Festivalul de la Mamaia, la secțiunea creație, obținusem premiul întâi cu melodia Ne mai vedem și mâine, a compozitorului Ion Cristinoiu, Dumnezeu să-l odihnească. Și a avut atunci curajul să-mi încredințeze această melodie. După care, la Melodie 84, am obținut premiul întâi alături de Angela Similea, pentru mine a fost ceva, aveam niște emoții, Doamne, Dumnezeule, să fiu pe același podium, pe același premiu cu Angela Similea. Ai seama ce atunci pentru autograf? Mine. Pentru că era uh, perioada în care uh, foarte mulți uh, colecționau uh, autografe. Să știi că nu i-am cerut niciodată autograf, pentru că uh, m-am întâlnit cu, cu ea în casă la Ion Cristinoiu. Ion Cristinoiu obișnuia să invite oamenii de suflet, printre care și Angela Similea cu fostul ei soț. Și acolo ne-am cunoscut și am stat foarte mult de vorbă și uh, i-am mărturisit că o îndrăgesc foarte mult și este idolul meu. Dar până la 17 ani, 18 ani, la cele titluri de la Mamaia, de la tot ceea ce ai obținut, și vom vorbi imediat despre Marele Trofeu Mamaia 85. A fost acest fost foarte multe festivaluri. A care... fost presărat cu foarte, foarte multe sacrificii. Și multă muncă. Și multă da. muncă. Practic, eu nu am avut copilărie și adolescența. Eram foarte ocupată cu școala de muzică. În clasa întâi Mama m-a dat la școala de muzică, și uh, atunci nu aveam pian. Eram la secția pian. Le Am mărturisit la un moment dat, uh, un lucru fantastic. Ar trebui să fie un exemplu pentru toți cei care își doresc performanță în muzică. Și nu numai în muzică. Îți doreai atât de mult să cânți la pian încât și nu aveai, nu aveam, da. încât ți-ai desenat uh, clapele pianului pe un carton. Pe un carton, exact. Și, și... eu așa exersam. Și exersai. Și când ajungeam la, uh, la ora de pian, uh, îmi suna într-un fel. pentru unde erau sunetele? Că eu... Erau în mintea ta? Erau în mintea mea, da. În interiorul tău se dezvoltau. am și râs, la un moment dat, povesteam că eram ca Beethoven surd, <laughs> știi? <laughs> da. Și atunci când le auzeam acolo pe pian, pentru mine era. Aveam o colegă, mi-aduc aminte, pe care o chema tot Simona, Simona Nicoară, fica unui director de liceu. Și această Simona avea pian acasă, și eu eram într-un fel. eram eleve colege la pian. Ea venea cu lecția învățată pe pian, eu veneam cu lecția învățată pe carton și m-am descurcat. Numai că, la un moment dat, mama s-a îmbolnăvit, a făcut o peritonită foarte urâtă și a fost internată în spital. Și nu mai avea cine să mă ducă și să se ocupe de mine pentru lecțiile de pian, pentru școala de muzică. Și am întrerupt. Apoi, când am început să particip la festivaluri, mama era cea care căuta toate festivalurile posibile și pot să mă laud cu un palmares foarte bogat și numai trofee și premiul întâi. Le am acasă frumos. Atunci ai mei au hotărât că trebuie neapărat să reiau orele de pian și școala de muzică. Era foarte important pentru mine. Și mi-au cumpărat pian, un pian superb cu coadă scurtă. <coughs> Eram foarte încântată. Mai ții minte la ce au renunțat în acea perioadă? Pentru că un pian era un instrument scump. Este și astăzi. Da, să știi că tata avea un salariu foarte bun. Era maestru controlor la control tehnic de calitate, în combinat, la CTC laboratoare. Și avea un salariu foarte bun. Mai ales că i-a cerut mamei să rămână acasă, să ne crească și să aibă grijă de noi. Uh, și atunci își permiteau. A fost și bunicul meu cel care a contribuit la cumpărarea acestui pian. Deci s-au strâns bănuții și s-a cumpărat pianul. Și apoi, în clasa a șaptea, am ajuns din nou la școala de muzică. Și singurul profesor care a avut curajul, pentru că eu în clasa 7 și a opta a trebuit să recuperez toți anii de muzică de la clasa întâi. Cu teoria muzicii, cu solfegii, cu absolut tot. Și singurul care a avut curaj a fost domn profesor Milu Ciobota, de la Alba Iulia venea. Uh, venea și acasă și făceam ore de pian și acasă. Și mergeam și la școala de muzică. Dar există o teorie potrivit căreia Un pianist dacă pierde o singură zi, o singură zi nu exersează, așa este. El trebuie Uită, practic da. să reînvețe. Da pentru că mâna aia trebuie tot timpul să exerseze. Tot timpul trebuie. Altfel, într-adevăr, poate să, să greșească și atunci. O ore întregi mi-aduc aminte că mai ieșeam și eu cu copiii la joacă, îmi doream să, să mă joc și eu cu copiii, și o vedeam pe mama, ieșea pe geam și mă striga: Gabriela, treci și faci lecțiile la pian. Îți dai seama când auzeam asta, la un moment dat începusem să urăsc pianul, știi că era tot timpul: Hai, ce-ai făcut lecțiile la pian? Deși, pe de-o parte, mi-a prins bine și m-a ajutat foarte mult. Te-a te și disciplinat. Spune-mi. Exact. Există un alt instrument de care te-ai îndrăgostit la un moment dat? M-am Sau... îndrăgostit și mi-ar fi plăcut foarte mult să cânt la harfă. Adică, știi, când vedeam toate Doamnele acelea îmbrăcate în, în rochi, vaporoase și cântând, este un instrument foarte greu și în același timp foarte plăcut. Iată și durere și frustrare și sacrificii pe acest drum și ajungi în 1985 la Mamaia. <coughs> în, 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 în 1984 în la 80... Mamaia pentru prima dată. Pentru prima dată, da, atunci am obținut premiul publicului. Eu m-am grăbit către marele trofeu din 85. Da, nu, prima oară am obținut premiul publicului. Uh, prem, nu, Premiul Tinereții, premiul Tinereții și uh, am participat și la secțiunea Creație cu melodia încredințată de Ion Cristinoiu, ne mai vedem și mâine. Și apoi în 1985 am participat la secțiunea Interpretare din nou, unde am obținut uh, uh, premiul întâi și trofeul festivalului. Era atunci în juriu Mario Sei cu Corina Chiriac, și președinta juriului era Arta Florescu. Absolut nicio legătură. <laughs> Doar cu mine. o coincidență. O coincidență, da. Și mi-aduc aminte că ministrul culturii de atunci, domnul Hegedus, ținea foarte mult la mine și cred că a avut un foarte mare cuvânt de spus în ceea ce mă privește. Ca dovadă că, după ce am obținut trofeul, m-a invitat la București să colaborez cu Teatrul Constantin Tănase. Și mergeam seară de seară un an de zile la Sala Victoria, în uh, uh, piesa Eu vă fac să râdeți, unde protagonistul principal era Puiu Călinescu. Și acolo aveam două melodii, cântam printre care și ne, va, ne mai vedem și mâine. A fost o colaborare foarte, foarte frumoasă și îndelungată, zic eu. A fost mama mamaia 85, acest mare trofeu. Moment nodal pentru tine, pentru că ai primit ceea ce poate nu ai regăsit în toate celelalte trofee, ai primit confirmarea națională și ai găsit și o expunere fantastică. Pentru că, iată, se leagă aceste momente de colaborarea cu Teatrul Constantin Tănase și ajungi prima dată, pentru că aș vrea să decupăm cumva din această poveste, momentul Dresda, când tu ajungi pe scenă la Festivalul Internațional de la Dresda, alături da, de... Festivalul Internațional al Șlagărelor, alături, alături de, de, de formația de... Compact. compact. Da, a fost superb atunci. Uh, pentru că am obținut uh, premiul întâi la melodie 84 cu uh, acest șlagăr, devenise șlagăr. Era un schlager mai mult al adolescenților. Și uh, atunci uh, au hotărât să mă trimită la Dresda <coughs> alături de compozitor, de Ion Cristinoiu, și uh, formația Compact. Și, bineînțeles, uh, Octavian Ursulescu care era observator la acest festival din partea României. Te curta Octavian Ursulescu? Uh, așa puțin, <coughs> da. L-am avut invitat aici și l-am întrebat la un moment dat, Tavi, tu curtai cântărețele? Și mi-a spus, nu aveam timp, Adrian, să curtez. Eu îmi făceam treaba. Evident că el, el era un frumos al, da, al scenelor cum, din România. Doamne, toate femeile erau nebunite după el. Cum a fost la, la Dresda? Pentru că tu la Dresda ai o experiență, ca orice român care ajunge pentru prima oară dincolo, cu atât mai mult în acei ani, tu ajungi uh, dincolo, în vest, și ai uh, un episod comic, de-a dreptul comic, într-un magazin... A. Când... <laughs> da... Uh... Știi, acum pare că sunt o țărâncuță de-aia venită de la țară. Așa păream, știi? Dar pentru faptul că niciodată nu, nu am avut parte de așa ceva. Niciodată. Și cred că nici tu și cred că foarte multă -e lume. Greu. E greu de înțeles <coughs> astăzi cum era acea perioadă. Da. Dar îmi amintea Toni Grecu despre galantarele la începutul anului în prima ediție de podcast despre galantarele comuniste goale. Așa este. Ne aminteam despre creve creveții vietnamezi Mie care, plăceau, erau, care erau pretutindeni pretutindeni, da. și probabil da. în contul unei datorii pe care Vietnamul avea către Ceaușescu. De unde brânză? Era ceea ce vestul reprezenta atunci pentru români era lucru interzis pentru foarte mulți. Nici măcar în imaginație nu existau acele uh, acele lucruri Delicateze normale și lucruri la normale vremea la vremea respectivă. Da. Ce s-a întâmplat în acel magazin? A, eram cazată la un hotel foarte frumos și uh, peste drum de hotel era un uh, ca un fel de mall foarte mare ce m-a frapat uh, dimineața, spălau trotoarele cu detergent. Era prima oară în viața mea când am văzut cum spală trotoarele cu detergent. Și mi se, mi se Dar făcuse și la noi, foame. Și, și la noi se spală. Se spală Putina. <laughs> la noi trotoarele cu detergent o singură dată am văzut în pandemie. Atât. În rest n-am văzut. Și uh, mi se făcuse foame. Și zic să mă duc să... Zai să mai eram într-o țară străină, uh, germana nu știam, vorbeam engleza. Și când m-am dus acolo și mă uitam pe rafturi așa, acolo scria în german. Și am văzut ceva, mi-a făcut cu ochiul, zic, hai să cumpăr o brânză. Am cerut, am ajuns cu ea în camera de hotel, când am desfăcut-o, zic, ce Dumnezeu, brânza asta e mucegăită, e stricată. Și am început să curăț cu cuțitul, era un camembert și eu am curățat cu cuțitul exact partea aia bună și, și gustoasă și... Și am mai rămas cu așa atât. Zic, dar chiar atâția bani am dat eu pe bucată. Nu te-a dus atunci gândul la, la celebrele discursuri ale lui Ceaușescu care vorbea despre Occidentul mizerabil și decadent? Da, culmea că știi, ăștia redegiștii erau sub ocupația rusească. Evident, sub influența sovietică și Sigur erau da. din același la, bloc comunist. La sala de cultură, acolo unde avea loc festivalul și unde noi făceam repetiții, erau soldații ruși cu armele în fiecare colț al sălii. Dar să știi că din punctul ăsta de vedere exista o siguranță pe stradă. Eu mergeam noaptea, veneam singură de la sală la ora 1 și nu mi era frică pe stradă. Am văzut la un moment dat ziua, -n, ziua -n amiaza mare, un bețiv a oprit imediat o mașină, l au băgat în mașină și nimeni n-a mai văzut Siguranță, și Siguranță cum exista atunci în RDG, exista și în România, da. dar cu un preț teribil plătit, <coughs> da. pentru că era o dictatură. Au, era o dictatură, da. trăiau și ei ceea ce trăiam și deși noi. deși aveau de toate. Deși peste graniță, în RFG rudele lor, mulți și lăsaseră rudele da. acolo, trăiau într-un rai, față de iadul pe care îl cunoșteau ei, iată că era totuși un iad mai, mai blând. Era un iad blând, adică ei aveau absolut tot, nu le lipsea nimic, chiar nimic. Eu am rămas uimită când am ajuns acolo și am cumpărat cadouri. Mi-aduc aminte că aveam. Uh, fiecare avea un buget uh, de la ARIA. Că noi prin Aria, Agenția română exact, de Fiecare artistic. avea un buget. Și eu aveam 1600 de mărci uh, redegiste. Dar cu 1600 de mărci redegiste nu-ți spun câte mi-am cumpărat și-am dus cadouri acasă. Foarte mult. Foarte mult. Ai revenit în România... Și dragostea pentru muzică te poartă pe drumuri către dragostea din sufletul tău. O dragoste pe care... Destinul. Că destin. O Ca dragoste... avea o vorbă. Eu cred în destin. Așa este. Iată, Luigi Ionescu, regretatul Luigi Ionescu, vă face cunoștință ție și lui Dichi. Da, Păi, faptul că eram colaboratoare la Constantin Tănase, se organizase un spectacol foarte mare în vară, 22 iulie, mi-aduc aminte, la Galați, pe stadion, și era acolo invitată toată floarea cea vestită. La un moment dat, a fost așa o situație puțin jenantă pentru mine. Ajunsesem foarte devreme în față la Constantin Tănase și uh, era Virgil Popescu acolo și m-a invitat și Hai, Simona, să-ți cânt o piesă, că am să-ți dau o piesă. Hai să mergem înăuntru, în sală, la pian. Și l-am rugat pe portar să mă anunțe când se strânge lumea la mașină ca să vin să nu întârzi să fiu eu motivul pentru care să întârzi. Și ne-am dus în sală, cântam și că nimeni nu mai vine, nimeni nu mă anunță nimeni nimic și ies din sală. Zic, Virgil, iartă-mă, mă duc să văd ce se întâmplă, că nu, nimai, nu mai spune nimeni nimic. Portarul uitase să mă anunțe și era toată lumea agitată acolo, inclusiv puiul Călinescu, că uh, mucoasa asta din cauza ei întârziem. Am văzut că era toată lumea în microbus și eu eram, din cauza mea, nu se pleca. Mi-am cerut iertare, iertați-mă, dar l-am rugat pe portar să, mă, să anunțe, să. Și până la urmă ne-am urcat în uh, microbus și am plecat în față. Cine stătea? Domnul Dichiseanu. <laughs> uh, eu m-am așezat în spate, eu eram mai modest. Ce știai așa, despre de el atunci? Uh, A, că îi plac femeile, că e adulat de toate femeile. Lucru care că, nu avea să că, se confirme că e ulterior. Un vagabond. <laughs> <coughs> da, și uh, era un microbuz uh, Camelia Mitoșeru uh, Venise Stella Popescu Alexandru Arșinel uh, Naila Zărescu Vasile Muraru Deci toată floarea cea vestită și la un moment dat s-a făcut un popas la Brotăceni și eu am coborât să mănânc sandvișul pe care să locuiam pe vremea aceea la mătușa mea. Și ea se ocupa de mine și îmi făcea sandvișuri, îmi făcea mâncare. Și mi-a făcut un sandviș și am coborât să mănânc sandvișul. Ceilalți au coborât să mănânce o ciorbă de burtă, ca așa obișnuiau. Eu m am, m am, am văzut peste drum o căruță și un cal și am traversat și stăteam și vorbeam cu calul și mâncam sandvișul. Acum, Dicky m-a văzut, m-a observat și uh, nu s-a mai dus în restaurant să mănânce cu ceilalți colegi. A rămas acolo, la microvuz, în față și stătea și se uita la mine și mai spunea așa din când în când câte ceva. La un moment dat zice, păpușa, vezi să nu te pape calul. Și M-am uitat așa, nu i-am răspuns nimic, m-am întors, mi-am terminat sandvișul, traversez să mă întorc la microbuz. <coughs> în fața al microbuzului, Dicky stătea de vorbă cu lui Gionescu și în clipa când am trecut pe lângă ei, Dicky, uite să ți o prezint pe colega noastră cea tânără care... Dicky ce da, da, știm, o știm, o cunoaștem. Și zic, îmi cer scuze că sunt murdară pe mâini și mă duc să mă spăl. Vezi, Dickie, vezi dacă te joci cu calul. Suspectez că a fost o convenție atunci între ei? <coughs> nu știu ce să spun. Nu cred. Nu cred că a fost o convenție. Sau mai știi, poate că da. <laughs> a fost, practic, prima replică. Păpușa, ai grijă să, să, să nu te pa pe, te pa pe calul. Da. Și... De acolo a început povestea voastră de dragoste. Un sfert de secol. Da. Îți mai amintești primul buchet de flori pe care ți l-a adus? Poate evocându-și pe lui Ionescu, poate la Lele? Nu la Lele. <laughs> <laughs> În orice caz, da, cred că primul buchet de flori, atunci când am ieșit... Uh, dar nu știu cum a reușit să facă roz de buchetul de flori uh, am ajuns acolo la Galați, pe stadion uh, în clipa când uh, eu am coborât din microbuz el m-a aștepta la ușa microbuzului să mă ajute, să-mi ducă bagajul, aveam un bagajel atâta uh, și m-a invitat uh, eram, plecam la cantina uh, de acolo a, a stadionului să mâncăm. Și s-a așezat imediat la o masă și îmi făcea semn, vino, vino, vino și așează-te aici lângă mine. Ei, m-am dus cu el la repetiții, că repeta cu formația, m-a rugat să stau alături de el și să spun dacă este bine. Și apoi, când am intrat să cânt pe stadion, am terminat de cântat și în clipa când am ieșit, el a venit și m-a întâmpinat cu un buchet de flori și m-a sărutat drept pe gură. Îți <laughs> dai seama că eu, pentru mine, știi, am fost șocat așa cum Dumnezeu, așa din prima să mă sărute pe gură, m-am uitat puțin urât așa la el, dar sincer o să fiu, mi -a și plăcut. <laughs> Acel buchet de flori a fost primul buchet pe care ți-l amintești. Da. De altfel, el avea un ritual din a oferi flori. Da. În permanență da, era, era, foarte atent. era, era da. prietenul florăreselor <coughs> exact. Toate îl cunoșteau, inclusiv la mare. Și mi-amintesc că la mare le cunoștea pe toate cele care împărțeau flori pe la terasă. Da. A și fost... apropo de asta, la mare, atât cât, cât am cântat eu pe litoral, îl trimitea pe vasile omul cu trandafiri îl plătea. Și spunea te duci și duci în fiecare seară Simonei Flori. Fiecare seară. Și în fiecare seară venea Vasile și mă aducea Flori. Ce te-a mirat mai mult atunci la el? Acel prim sărut intempestiv sau faptul că purta verighetă? A -a -a -a. <coughs> faptul că purta verighetă să știi că m-a speriat puțin. Pentru că auzisem tot felul de povești despre el și nu prea aveam încredere. Și uh, la întoarcerea de la Galați, în microbuz, a venit el și s-a așezat în spate lângă mine. Și atunci am observat uh, verigheta. Și uh, l-am întrebat: Ce cu verigheta asta? Și uh, mi-a spus, zice, sunt atâtea femei care uh, mă plac încât. Uh, pe unele chiar nu vreau să le plac și vreau să le îndepărtez și atunci port această verighetă. Era un paravan? Era un paravan pentru el, da. După care a schimbat verigheta, avea să, să o schimbe curând. Voi când v-ați cunoscut, tu aveai 19 ani. Da. Și... 19 ne împliniți. Pe 22 iulie noi ne-am cunoscut și de-abia în august eu împlineam 19 ani. Și relația voastră a făcut așa, pași repezi, dar prima oară a fost oarecum, prima întâlnire a voastră după episodul Galați a fost un fiasco, pentru că ați ajuns acasă la el da, și mei... a avut neinspirația să-ți arate dormitorul. Dormitorul, <laughs> da. Uh, Mi-aduc aminte că tot acolo la Galați. Uh, m-a rugat să-l însoțesc uh, la sora lui după ce ajungeam acasă cu microbuzul la sora lui, una din surori care împlinea 25 de ani de la căsătorie, nunta de argint. Și m-a întrebat dacă vreau să-l însoțesc și eu am zis, da, sigur că da, de ce nu?" Adevărul e că mi s-a prinseseră și mie ele. Și uh, am ajuns uh, în București am coborât, ne-a lăsat microbuzul exact acolo în fața blocului și am urcat uh, la sora lui. Numai că apartamentul unde el apăsa pe sonerie a răspuns altcineva. Și el zice, a, zice, am greșit, uh, eu în gândul meu de să mă sperii. Și m-am gândit, zic, da, ce Dumnezeu omul ăsta nu știe unde locuiește sora lui chiar așa, de fapt, era, era bloc cu foarte multe scări și el greșise scara. Probabil că și din cauza emoțiilor. <laughs> Ei, și după aceea <coughs> am intrat acolo la sora lui, m-a prezentat la toată familia și uh, apoi am luat taxi să mergem uh, la el acasă ca de acolo să ia mașina și să mă conducă pe mine la mătușa mea unde locuiam. Și în clipa când... Uh, am intrat în casă, uite, să-ți arăt barul meu, o vai foarte frumos, să-ți arăt și dormitorul. Și asta m-a deranjat pe mine. Zai seama, eram o adolescentă, da, poate nu era eram, o aluzie. Nu știu, pe mine mama m-a învățat să nu am încredere în bărbați. <laughs> mie mi s-a părut că a fost o aluzie. Când, când, când mi-a prezentat dormitorul și am zis, da, de ce mi a mie dormitorul? Pentru ce? Te rog frumos să mă duci acasă. Și nu se aștepta, știi, așa, la reacția mea. Și m-a Probabil contus, cine mai trecuse pe acolo, dintre multele, cred că întrebau unde e dormitorul. Probabil, <laughs> da. Să știi că mi-a mărturisit la un moment dat că uh, i-a plăcut foarte mult de la început, că nu am cedat, așa cum au cedat altele. Era un bărbat, ținut tare. Era un bărbat care era greu de refuzat. Da. Și te-a dus acasă în seara ce? Da, m-a dus acasă la mătușa mea, dar înainte de asta am propusese că pleacă la Târgu într-un turneu. Și chiar acolo, pe stadion, îmi spusese. Și dacă vreau să-l însoțesc în turneu. Ulterior a venit la mine Nae Lăzărescu și uh, mi-a propus că au și ei un turneu, era cu Vasile Moraru. și dacă vreau să merg cu ei aici cu Nae Lăzărescu, eu eram plătită, îți dai seama. Dacă alegeam să merg cu Dicii, mergeam de plăcere, nu eram plătită. Și am ales să merg cu, cu Dicii. Și atunci când m-a lăsat acasă la mătușa mea, zice, poate că totuși... Uh, te gândești și vii și tu. Am spus la revedere, eram foarte bosunflată și a doua zi de dimineață m-am urcat în taxi, am făcut să băgăjelu, ei mă duc, hai să-i fac o surpriză. <coughs> El nu era acasă, a plecat să o ia pe Carme Rădulescu pentru că era și ea în acest surneu. și m-a întâmpinat uh, sora lui antigenic. M-a poftit la masă frumos, mi-a dat o revistă de modă și bine Și în clipa când a intrat pe ușă și m-a văzut, ai venit! Nu i-a venit să creadă, a fost o surpriză. Ei, și după aceea am ajuns la Târgu Jiu, acolo, fiind foarte aproape de Hunedoara, a insistat foarte mult să mergem să-i să, -i, să -i prezint părinții mei, pentru că el deja te prezentase familiei, familia da, lui da, constituită da. din surori, <coughs> părinții, <coughs> dar exact. mai fiind în viață. Da. Și uh, aveam așa oarece îndoieli, știi, mă gândeam oare cum o reacționa părinții mei când îl vor vedea, și știind că e Ion Dichiseanu, și uh, la vremea respectivă nici nu știam ce vărsare. Eu n-am știut niciodată atunci când am semnat uh, la starea civilă, atunci am văzut câți ani are. Eu până atunci n-am știut uh, câți ani are. De altfel nu și divulga vârsta niciodată și considera nu i plăcea și așa niciodată, și este, da. Considera că este un act de impolitețe să întrebi chiar și un bărbat, nu doar o femeie, ce vârstă Ce are. vârstă are, exact. <coughs> și am ajuns la părinți acasă și uh, Mama, când l-a văzut, a avut așa o reticență și a zis, micuță. <coughs> dar este, este mult mai în vârstă decât tine. Eu, o căpoasă întotdeauna, niciodată să nu-mi spui mie ce să fac, și așa am fost întotdeauna, să știi. Mie îmi spui. Întotdeauna am făcut <laughs> ce am vrut. <laughs> uh, și uh, am zis, nu are importanță. S-au înțeles foarte bine. A fost dragoste la prima vedere? Nu prea. Dar între ulterior, ulterior s-a consolidat nu... iubirea da, dintre da, ei. Da, da, M-a mai certat tata când a auzit că am rămas însărcinată. M-a certat tata foarte tare. De ce? Și pentru că... Pentru că ești uh, mult Pe, tânără. Pentru că nu, nu neapărat de asta. Erau și prejudecățile de la vremea respectivă că noi căsătoriți? eram căsătoriți. Și cum să rămâi însărcinată înainte de a te căsători. Tocmai tocmai și uh, am zis, nu contează, nu mă interesează. Am rămas însărcinată și după ce am rămas însărcinată când Ioana avea un an și trei luni, <coughs> a zis gata, îmi chem rudele și le anunț că, că mă însor, ne căsătorim și el, bineînțeles că el s-a ocupat de absolut tot, inclusiv verighetele. Pe mine nu m-a interesat nimic. El s-a ocupat de toată nunta în cele mai mici detalii. Și de botez? Pentru că botezul a fost înainte anunții. Da, da. Și a fost un botez... Foarte frumos. Ca un film. Pentru că găseam la un moment dat pe uh, o casetă video la botezul Ioanei am regăsit pe demrădulescu Dulescu, cu Adriana Șchiopu, pe Ion Besoiu, Ion Besoiu. a cântat uh, Romica Puceanu. Da, Cine are Romica... fată mare și era melodia lui de suflet. Da, 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 dar Romica Puceanu a insistat foarte mult și a spus, boierule, dacă nu mă chem la botez, nu mai vorbesc niciodată cu tine. Și a venit, a venit întâi, a venit cu acordeonistul, uh, n-a vrut să primească niciun ban, absolut niciun leuț. Și a venit întâi la noi acasă. De acolo a pornit botezul. Toți invitații s-au strâns acasă, și de acolo am plecat alături la restaurantul modern, era pe vremea aceea, și acolo a avut loc petrecerea. Și bineînțeles că botezul ca atare a avut loc la Biserica Armenească. Acolo, unde peste, unde peste ani noi am botezat-o pe, pe Anastasia. Anastasia. Și acolo ne-am și cununat noi religios, tot Părintele, la biserica Regretatul părinte baronian, baronian da, a botezat-o pe, pe Ioana și a botezat-o și pe Anastasia. Da, ca să nu se stindă. exact, exact. V-ați căsătorit 24 iunie 1989, iar Ioana, la nici 2 ani împliniți, a fost domnișoare de onoare. Da. Și ea are cu fast ca și botezul. Da. <coughs> uh, Mi-aduc aminte că au fost invitați la nuntă. Era Ion Cristinoiu, Mario Seicu, a venit cu fica și cu soția. Toată noaptea a dansat <coughs> Mario Seicu, toată noaptea. Uh, Ne-a cântat Cornelia Catanga, a fost invitată din partea Nașului. Și Gaby Lung. Și Gabiluncă, bineînțeles. Uite, uite momente, cântă la nunta voastră Cornelia Catanga, a cântat la botezul Anastasiei peste ani. Botezată Ioana de Părintele Baronian, botezată Anastasia, totul e destin până la urmă. Da, da. E, e clar, e clar că totul e destin. Și ați avut nunta pe care uh, v-ați dorit-o. Conel Constantiniu, la fel, regăseam pe acele uh, imagini regizorul Virgil Calotescu, Virgil Calotescu Silvia da. Dumitrescu Timiș, regretată <coughs> actriță Lucia, Lucia Mureșan. Mureșan cu soțul. Da. A fost o nuntă foarte frumoasă și toată lumea s-a distrat. De altfel, avem uh, absolut uh, toată nunta înregistrată pe casetă. Dacă ar fi fost tabloidele în perioada respectivă, crezi că nunta din 89 ar fi fost nunta anului în România? Eu cred că da. Eu cred că da. Uh, nunta a avut loc la Casa Albă, din băneasa. Uh, e adevărat că Rochia nu a fost cea pe care mi-aș fi dorit-o. Uh, Ce Rochie ți-ai fi dorit? Mi-aș fi dorit Rochie cu crinolină, cu. A fost o rochie aleasă de nașa mea din Germania, de Andreea, <coughs> și faptul că ea a ales-o n-am putut să fac mofturi și să spun că nu-mi place. A fost o, o rochie mai mult vintage, ca să zic așa. Nu era ceea ce mi-ar fi plăcut mie să îmbrac la vremea respectivă. Dar lăsând la o parte rochia, a fost un moment foarte frumos în, acolo la starea civilă când am semnat actele și doamna care oficializa căsătoria, ofițerul stării civile, după ce a spus câteva cuvinte, îi spune lui Dicky, și acum puteți să vă îmbrățiți să vă, să vă felicitați soția. Și Dicky, în toată liniștea aia, acolo. Felicitări, dragă! <laughs> <laughs> toată lumea a râs să-ți dai seama, a fost un moment foarte, foarte frumos. Nu i-a luat mult să te convingă să, să vă căsătoriți, cumva la 5 ani, după 5 ani, 4 ani, 5 ani. Nu, dar a făcut uh, eforturi considerabile. Nu la 5 ani. În, dacă noi ne-am cunoscut în 1986, în 89 ne-am căsătorit. Trei ani. Trei ani, da. Trei ani, totul s-a străduit. <laughs> <laughs> și n-a fost doar buchetul acela de flori, au fost și alte buchete de flori, dar uh, îmi povestea la un moment dat, din toată această strădanie a lui, ajunsese să strimită, pentru că era marele Ion Dichiseanu, să-ți să-ți lase la mătușa ta unde locuiai, în fața ușii, să-ți lase un calup de salam, de, br de brânză. Da, se ducea la, la corpul diplomatic, avea un prieten rus, Iura Tihanov, și de acolo se ducea și se aproviziona. Și de fiecare dată mi-a ducea și îmi lăsa la ușă la un moment dat greși, greșise ușa, se dusese mai sus, era o doamnă mai și bine Și binecuvântase o vecină. Și, da, da, aia săraca n-a deschis că el când s-a dus și a bătut la ușă, i-a zis, poliția! Și asta s-a uitat pe vizor, îți dai seama că nu a crezut când l-a văzut și n-a vrut să deschidă ușa. Și toate alimentele alea pe care el mi-a au rămas acolo, la ea la ușă. Și a sunat-o pe vecina mea și ce vezi, Ileana, că i-am lăsat acolo, la ușă, unde, dichi unde? Du-te sus, du-te jos, până la urmă sus a găsit uh, alimentele. Era salamul nostru, rostogolit, <laughs> unt, mi -a dusese. Da, da, era foarte atent și, într-adevăr, avea grijă. Ce gesturi fermecătoare mai făcea față de tine? El Era un galant. Era un galant, da. Uh, să știi că. Uite ce am apreciat, deși foarte multă vreme eram puțin necăjită, așa că nu îmi spune te iubesc, știi? Nu, nu îmi spunea foarte mult te iubesc. De ce întârzi acest te iubesc? Și avea emoții, era foarte emotiv. Și când lua un pahar așa de whisky, atunci avea curajul să mi spună te iubesc. Și știi cum îmi spunea? Îmi spunea așa cu, cu mult patos și zicea, te iubesc, tâmpito! <laughs> Atunci <But îl> credeam. <laughs> declarație originală de dragoste. Da. Mai ții minte când te-a cerut în căsătorie? Nu a fost a fost, a, un moment, a, nu a fost un moment special sau? Nu a fost un moment special. Pur și simplu a zis eu îmi, cre... îmi adun familia și anunț că mă însor niciodată eu nu i-am spus sau să-l întreb vreodată când ne căsătorim. Sa... Pentru mine nu conta hârtia aia, să știi, niciodată n-a contat. Pentru mine, faptul că el era un tată extraordinar, pentru că știu că și-a dorit copilul foarte mult și dacă îți povestesc un moment în care era efectiv, nu știa ce să mai facă să ca să pot să rămân însărcinată, că eu de luni, de zile, eu nu, răm nu rămâneam însărcinată. Și la un moment dat avea prieteni ginecologi pe care îi întreba ce să mai facem ca să rămân o dată însărcinată. Și într-o seară, tot așa, când am conceput-o noi pe, pe Ioana, pe 29 ianuarie, pentru că el își nota, întotdeauna își nota, absolut, fiecare... Um, m-a pus să stau cu picioarele în sus, rezemată de pereți. <gântu -i> și ce așa, mi-a spus doctorul să stai așa o oră, ca să pot să rămâi însărcinată. Nu să picioarele. Și, nu, că el îmi povestea. <gântu -i> Fuma, îmi povestea, spunea tot felul de aventuri de ale lui, foste așa. Și... Uh, <gântu -i> E, ai să râzi, dar după seara aia eu am rămas însărcinată. Așa s-a născut Ioana. Așa s-a născut Ioana, exact. Da, îi mulțumesc totuși. Acum, uite, da. la, la 35 de ani distanță, îi mulțumesc pentru insistență. <laughs> Și de-aia zic că uh, nu, nu a fost o cerere în căsătorie. Nu mi-am dorit uh, uh, neapărat uh, o hârtie. Uh, atunci când el a hotărât <coughs> și a spus gata, ne Existat, căsătorim, de altfel, atunci... Certificatul de căsătorie între voi înainte de a vă căsători și se numea Ioan. Exact. Exista exact. în viața voastră, o garanție mai mare și de, de iubire. Exact. Nu putea exact. exista. Nu mai căsătorit. că să știi că din partea mea a fost un act de curaj extraordinar. V-ați căsătorit, la dar au apărut și elemente de gelozie din partea lui? Da. Sau, de fapt, care era, fost, bă, care era partenerul mai gelos? Acest... Amândoi. Amândoi pentru că uh, eu, atunci când m-am mutat acolo la el, primeam tot felul de telefoane de la foste. Uh, vreau să spun că nici acum nu s-au potolit, <laughs> și acum am mai suspină după el. Uh, și primeam telefoane și mă înjurau și. Uh, Știi, nu înțelegeam. Zic, de ce Dumnezeu, femeile astea, până la urmă, nu acceptă că gata, s-a terminat, are și el viața lui, s-a terminat cu burlăcia. Uh, mai pleca în turnee, pleca foarte des în turnee și eram eram și eu geloasă. Dar uh, și el era foarte gelos, Deci, amândoi. La un moment dat, mie, mi-a cam trecut gelozia, știi? Dar el încă rămăsese gelos. A plecat la un moment dat într-un turneu <coughs> în America și nu a vrut să te lase acasă. Da, a fost invitat <coughs> și uh, mi-aduc aminte că eu n-am vrut să merg în turneul acela. Și uh, el a insistat foarte mult, nu trebuie să vii cu mine. Știam că trebuie să rămână și copilul acasă. Ioana trebuia, avea un examen de dat, intra în clasa 5 -a și avea un examen foarte greu de dat. Și uh, atunci uh, am aranjat amândoi lucrurile în așa fel încât să știm că rămâne copilul în siguranță Deși a fost o perioadă foarte lungă, adică a fost o lună și jumătate, aproape două luni am stat uh, plecați a venit mama și cu tata și împreună cu sora lui acolo în casă au avut grijă de, de Ioana. Muream de dorul ei, ea de dorul nostru. A fost o, o perioadă foarte grea pentru amândoi și pentru copil. Îmi povestea că în acel turneu din America plângeam fiecare zi și rugau un lăutar să-i cânte cine are fată mare. Pe Miriuță, pe, pe Miriuța <laughs> cu care eram în turneu. Eram cu... Irina Loghin în turneu cu Daniela Condurache și cu soții Miriuța. Și, într-adevăr, îl, îl, îl punea să-i cânte cine are fată mare și plângea câteodată și pe scenă, când cântam amândoi, el se întorcea cu spatele, nu mai putea să cânte pentru că îi rămâneau lacrimile aici. Și eu trebuia să fac față, adică cineva trebuia să continue, nu? Dacă privești acum în urmă, toată această relație, această poveste, ai corecta undeva ceva? Cred că da. Cred că, deși a fost destul de greu pentru că am locuit în aceeași casă cu sora lui, cu Tantigenii, tu știi foarte bine povestea. Uh, și uh, eram două femei acolo care eu, eu eram uh, geloasă pe ea ea era geloasă pe mine eu ca și soție doream să am și eu cuvântul meu acolo în casă ea ca și mama care l-a crescut și a avut grijă după, de după el după moartea s-a erijat uh, exact, în, uh, rolul de mamă și, da, dar uh, și Totuși, nu a vrut să înțeleagă că are și el dreptul la viața lui de familie. Se obișnuise și ea, mă obișnuisem și eu, mi-a fost foarte greu să trec peste lucrurile astea. Poate că ar fi trebuit să am mai multă toleranță față de ea, mai ales că era un om în vârstă și. Uneori, oamenii în vârstă, eu văd acum, cum este și, și mama, sunt. Altfel, se schimbă foarte mult oamenii când ajung la o anumită vârstă. Și cred că trebuia mai multă toleranță uh, din partea mea. N-am putut. N-am putut să duc atât de mult. Ți-a cerut vreodată să aveți și al doilea copil? Da, noi, ne-am, ne doream să mai, să mai facem un copil. Ziceam că o să fac un băiat să semene cu mine, că fata seamănă cu tine. Și își dorea și el, îți dai seama că își dorea. Numai că o întrebam pe Ioana. De fiecare dată îmi spunea, nu să n-aud, nu vreau să am niciun frățior, nici o surioară, că se împarte dragostea. Asta cam așa este, știi? Când vine ăla la deja pe cel mai mare, el puțin îl neglijezi și simte, cumpă. știi? Și simte copilul. Uh, nu să nu aud că l arunc de la etaj. <laughs> și atunci, pentru că Ioana nu și-a dorit, am zis nu. De ce să, să vină un copil pe lume și să crească așa, să nu fie dorit? E dorit de părinți, e foarte important să se înțeleagă frații între ei. Este Aici, sigur că ține. O armonie și de... de plină până la urmă. <coughs> ce, da. nu ce nu i-ai spus niciodată lui Dick? Ce nu i-am spus niciodată, să știi că noi întotdeauna vorbeam foarte sincer, absolut toate lucrurile. Nu, nu existau secrete între noi. Poate că de multe ori eram prea sinceră. Și poate că uh, durea <coughs> sinceritatea asta a mea câteodată. Sunt convinsă. Îți reproșa anumite lucruri? Mm, da. Mm, de multe ori când aveam uh, momentele mele de gelozie, îmi reproșa că n-am minte. <laughs> Mai ții în minte ultima discuție pe care ai purtat-o cu el? Ultima discuție... Din păcate a fost a, am fost doar eu cea care am putut să vorbesc când, când, a, uh, de la când, când a fost internat în spital. M-am dus pe 24 februarie, am zis să-i fac o surpriză. 24 februarie de Valentine, de Valentine's Day. Da. De dragobete de fapt. De. De... De dragobete, de dragobete, că Valentine's Day este 24 pe, februarie. E, sărbătoarea noastră a românilor, exact. pe 24, și am zis să-i fac o surpriză. Din păcate, el nu putea să vorbească și uh, se uita la mine și n-am putut să avem o discuție. Dai seama. În rest, uh, ce să spun? Uh, Mi-aduc aminte că eram odată cu toții în bucătărie. Uh, și voi stăteați la un pahar de vorbă și am intrat în bucătărie. Erau chiar -că, mai multe. Da, nu știu că ți-a aminte. Și mi-a luat mâna și mi-a sărutat mâna și mi-a zis ce frumos. Nu știu, eu am intrat și am spus ce frumos stați voi doi sau ceva de genul ăsta. Și el mi-a sărutat mâna și mi-a spus ce frumos e la tine în suflet. M-a făcut praf. Îți mulțumea uh, adesea <coughs> pentru faptul că i dăruit-o pe Ioana. Da, tot timpul. Și considera că Ioana este lumina sufletului, lui și ochilor. Și tu îi spuneai, vezi ce fată ți-am făcut? Uh, da, se întâmpla de foarte multe ori. Și uh, a iubit-o pe Ioana foarte mult, dar și Ioana pe el. El a fost un, așa am spus-o întotdeauna, a fost un tată exemplu, un tată extraordinar. A știut cum să aibă grijă de copilul pe care și l-a dorit foarte mult. Și într-adevăr, de fiecare dată când eu eram mândră, ea făcea ceva frumos și spuneam de fiecare dată ce fată ți-am făcut! <laughs> <laughs> cum a fost uh, mariajul vostru privit din afară, dacă ai avea capacitatea de a te detașa și să-l privești <coughs> din afară, cum a fost? Să știi că la, la început, când ne-am căsătorit, s-au pus pariuri. Și am mai spus-o asta. Că nu vom rezista. Cine a pariat? Foarte multă lume din afară. Fo foarte, foarte mult. Eu îți să ridicăm da? acum cei care au pus pariuri, să-și onoreze pariurile. Așa ar trebui, nu știu, că sunt foarte mulți să știți care n-au crezut, crezut în căsătoria noastră și uite că am stat, am rezistat împreună 22 de ani. Eu nu cred că niște oameni care nu se iubesc ar putea să reziste 22 de ani, cu bune și cu mai puțin bune, adică există conflicte într-o <coughs> într căsătorie cine spune că are o căsătorie perfectă și că nu se ceartă și că se înțelege bine în fiecare zi minte, din punctul meu de vedere nu există căsătorie fără mici altercații, fără supărări, fără și bune și mai puțin bune. Eu am fost martorul ultimului deceniu din povestea voastră de dragoste și chiar dacă a existat la un moment dat cel act notarial semnat, niciodată el nu te-a considerat, pot să-ți spun acum, altceva decât soția lui. Știu. Știu și uh, <coughs> mi-aduc aminte că uh, cu ai mei s-a înțeles extraordinar de bine, chiar dacă la început uh, ei nu -au, au fost reticenți, uh, se respectau foarte mult și uh, mai ales pe tata îl îndrăgea Dickie și el continua să le spună, chiar și după divorț, uh, să le spună socrimei. crimei. Stai seama că... Mergeam de altfel împreună acolo la Cozieni. Da. Mergeam împreună și da, erau socrii. Nu înțeleg de ce pe, pe mama e, nu a iubit-o la fel de mult ca pe tata e. Dar iată, există și aceste divergențe între, între ginere și, și soacră, nu în cazul nostru. Da, pe mama n a iubit-o atât de mult pentru că Mama era genul ăla de, de soacră care spune așa tot ce are de spus, tot ce și în gușă și în căpușă, știi? Și spuneam de foarte multe ori, Fi și tu mai diplomată, nu? Le spune așa cu, a, cu atâta sinceritate și... Fii mai diplomată! Dacă evaluezi să... anumite situații, ai și tu acest păcat. <laughs> <laughs> deci... Uh... Să încerc să fiu mai blândă. <coughs> Dar, în rest, îmi aduc aminte că îi spunea lui mama: Mia, tu ai un suflet atât de bun, atât de mare, da? Ai o gură. <coughs> da. Așa sunt mamele, să știi. Am ascultat astăzi o poveste de dragoste o poveste puternică dacă pe care mă poate că... că lumea nu a înțeles-o. Da, mă întrebai Au fost... mai devreme cum vede lumea din afară. Mă întrebam cum, <coughs> cum vezi tu dacă ai avea puterea să te detașezi. Da, cum aș vedea eu din afară. Ar fi greu să... Mi-e greu să mă detașez. Mi-e foarte greu. Dar pentru mine a fost important că după ce am divorțat, am rămas în relații extraordinar de bune uh, și că am avut în continuare grijă unul față de celălalt, uh, deși sunt foarte multe voci și acum care, dacă l-ai iubit așa de mult, de ce ai divorțat? Până la urmă este strict problema noastră. Nu vă interesează pe voi de ce am divorțat și ce s-a întâmplat acolo. Este strict problema noastră. Uh, și nu are dreptul nimeni să judece Pentru că nu, nu știu ei ce s-a întâmplat acolo Dar. Uh, De multe ori uh, nici partenerii nu înțeleg unde apare fisura da, Dar dai, Am din avut un moment, un la un elevat. moment dat, să știi că eu mă mutasem Stăteam undeva uh, cu chirie Și uh, pentru că locuința mea deja era închiriată și nu puteam să dau oamenii afară și într-o dimineață mă sună Dichi. Deci după divorț, mă sună Dichi și zice, ce faci păpușa? Zic, bine Dichi, uite pe aici, prin casă. Zice, vreau să te invit la o cafea. A, o Dichi, zic, da, sunt în pijama. Zic, vină tu la mine. Și a venit la mine și am stat împreună amândoi la, la cafea. Și eu zic, tot vorbind, povestind așa și zic, dar până la urmă, Dichi, noi de ce am divorțat? Și el a început să plângă și zice, nu știu. Îți dai seama că am în doi, doi prostănaci, doi orgolioși, doi... Dar dovezi de iubire n-au încetat să curgă da. după divorț. Cea mai frumoasă uh, dovadă de iubire, și nu o spune acum ironic, făcută de tine și pe care ți-o cerea, își cerea să-i faci ciorbă de perișoare da. Și spunea, cum face soția mea ciorbă de perișoare Nu mai face nimeni Chiar și înainte să ajungă în spital Să se interneze Și a dorit și -a ciorbă de perișoare <coughs> Da Și acum continui <coughs> să fac Cu același drag ciorba de perișoare Gândindu-mă la el, că îi plăcea foarte mult E capăt de ediție E capăt de poveste, dar cred că sunt iubiri care merg și dincolo de moarte. Așa este. Pentru că de la dispariția lui se întâlnesc aproape 2 ani. Am rămas lângă tine și eu și Ioana în toată această perioadă și în permanență ei simți lipsă. Asta arată că, înainte de toate, pe voi v-a legat o iubire pe care, iată, repet, mulți n-au înțeles. Dar poate că nici nu e de datoria voastră să explicați și nu e de datoria nimănui exact. să-și explice iubirea. Nici nu mă interesează dacă au înțeles sau nu. Absolut deloc nu mă interesează. Important este ceea ce s-a întâmplat între noi, toate lucrurile frumoase care au rămas în urmă, faptul că a plecat, să zicem, într-un fel, împăcat pentru că <coughs> v-a văzut pe voi, v-a lăsat pe voi așa cum v-a lăsat, a lăsat-o pe Ioana fericită, care are o familie frumoasă, și că are un copil frumos pe care și l-a dorit. Era topit, tu știi foarte bine. Știu. După, după, Anastasia și chiar acolo pe patul de spital îi spunea Ioanei să aveți grijă de copilul ăsta. Să aveți grijă de copilul ăsta. A iubit-o foarte mult pe Anastasia. Mă bucur din tot sufletul pentru că era, când era Ioana adolescentă, spunea oare o să apuc eu să o văd mireasă și până la urmă a apucat-o și a văzut-o cu familie și ziceau, dar oare o să apuc eu să fiu bunic? Și spuneam, o să apuci să fii și bunic. Și uite că s-a întâmplat la vârsta lui să fie și bunic. A și era un să bunicu, fie și bunic cu o blândețe înduieșătoare pentru că era în mică și cu energia debordantă a ei da. cutreera toată casa. Ioana uh, își mai pierdea răbdarea, eu da. Noi toți! Noi toți! Da. el era el singurul din, care din era. Fotoriul lui? Da, înțelept. Cu înțelepciune, răbdare. Răbdare cu ea. că eu doar un copil. Da, și asta și fi de ce? Pentru că atunci când era Ioana mică, el a lipsit, totuși, destul de mult, fiind plecat în turnee. Ei. Acum a simțit nevoia să fie aproape de nepot, de nepoată, știi? Nu știu dacă atunci și... schimba scutece, pentru că erau scutece în acea perioadă, dar acum pot eu să depun mărturie că erau momente când cea mică Anastasia cerea o lița și, era acolo și imediat, întotdeauna da. spunea, aduc eu, da, eu aduc eu, eu aduc eu, mă ocup da. eu. Așa este, așa este. Încercăm, atât cât putem, să-i păstrăm via amintirea. Ai văzut că Ioana acolo tot timpul îi ține lumânările aprinse și pozele lui. Eu am spus că pe mine mă pasă trecând tot timpul pe lângă pozele alea. Mă uit și oftez de câte ori văd pozele. Și știi de ce oftez? Pentru că mi-e ciudă. Uh, ar, el ar, ar mai fi putut să trăiască și mi-e ciudă de toată situația aia care s-a întâmplat uh, el cred că și astăzi ar mai fi trăit trăiește prin uh, inima ta, trăiește prin uh, amintirile pe care noi le păstrăm și le perpetuăm le uh, readucem uh, da. uh, în fața tuturor eu îți mulțumesc foarte mult, Simona, să știi că ești o soacră grozavă. <laughs> și eu îți dacă, mulțumesc. <laughs> dacă ar fi să mă așez așa să eu, ți... eu știi pentru ce îți mulțumesc? Pentru minunea asta frumoasă cu ochii albaștri care seamănă cu tine și este un copil atât de bun și atât de inteligent. Pentru ea îți mulțumesc. Eu vă doresc, dragilor, să aveți o soacră așa cum am eu. <laughs> Mulți de altfel Vorbesc la superlativ despre tine acum nu știu la ce se referă. <laughs> Inclusiv fetele, îmi spuneau la un moment dat, înainte de a intra în filmare, te rog să o întreb ce mănâncă de a arată atât de bine. Și, Și răspunsul este să le spui simplu. le-am spus întotdeauna: nu <coughs> mănâncă nimic. E, de aceea, nici ta, chiar <laughs> În noaptea de, de Crăciun. Din sarmale, ca să vă dăm așa, să vă dăm, le spun imediat da? meniul tău, din sarmale a cules toată varza pe care a pus-o într-o sită, a spălat-o să se desăreze a treia, a patra, a cincea oară și acelea au fost sarmalele ei. De altfel, noaptea de revelion, niște frigărui din mandarine, portocale și banane și cred că ți-ai mai permis luxul să, să în noaptea de revelion să mănânci niște pufuleți? Nu, noaptea de revelion nu, că noaptea de revelion nu știi că am cântat și aveam și frisoane și nu mă simțeam bine și n-am putut să mănânc nimic. Dar a doua zi, da, ce să spun că îmi plac pufuleții și îmi plac mandarinele și sunt la vârsta la care trebuie să mai reduc din cantitatea de mâncare pentru că care asta oricum este, că, este infimă. dacă nu fac mișcare se depune și știu eu știu atunci când nu fac ești o răsfățată când spui că se depune știi da. foarte bine că nu se depune că nu are ce să se depune îți mulțumesc încă o dată Simona îți mulțumesc, îți mulțumesc că am parcurs această poveste de dragoste și le doresc și celor care ne-au urmărit până acum ca până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni să vă iubiți mult, să vă iubiți așa poate cum n-ați făcut-o niciodată, și, și dacă și nu să mai vă este iubirea, iubirea, și dacă nu mai este iubirea, măcar să rămână respectul, pentru că e foarte important. Atunci, cumva, reorchestrăm acest final și spunem iubiți-vă mult și respectați-vă respectați mult. Toate cele bune până săptămâna viitoare.